AOK la Salonic, după ce a adus titlul pentru această echipă la 34 de ani distanță de la ultimul trofeu obținut. Dați vă ce este acolo, parcă e revelionul la Salonic. Cu siguranță nu se va dormi. Incredibil ce e acolo. E un spectacol pirotehnic rar întâlnit așa ceva. Nici pe la Sydney nu se întâmplă așa ceva când vine anul nou, Cristi. Dar e al doilea oraș al Greciei și acest detaliu, când spui că e al doilea, e deci după Atena, adună multe frustrări și nemulțumiri. Se știe ce rivalități se Antoldul Greciei produc acolo. Da. La Salonic. Și pentru prima dată, după 30 de ani, iese titlul din Atena și merge în provincie, de această dată la Salonic. Senzațional ce momente trăiește Răzvan Lucescu și merită, pentru că trebuie felicitat. E un antrenor, iată, care izbutește să se facă remarcat și să arate că este bun în altă țară și într-o țară europeană. Un antrenor care a decis să meargă acolo unde e mai greu. Adică varianta ușoară era golful, probabil și pentru Răzvan Lucescu. Dar ce fac fanii e ceva fenomenal. Sigur, aici ajutați și de club, îi ajută cu niște artificii. Ne întoarcem, vorbim...